vă salut. Sunt Giovanni, Giovanni apicultorul, nu ciobanul, cum spunea unul de pe YouTube. Deci asta e tehnica mea, asta e pe două rame. Pe două rame și iată că n-a murit, nici cu folia peste el. Folia aici. Așa. Și sper să nu moară, să meargă înainte. Atât e pe două rame. Să mai fi depopulat puțin. Și el. Gândesc. Așa. Deci băieții ăia cu ia folia ciobanule, cu l-aș unifica dacă era așa. Așa ea să o țină pentru ei, să-și vadă de treaba lor, de mucilor. Și să mai înveți apicultură, că eu dacă i-aș avea să-mi fac apicultură mie, nu i-aș pune nici să întoarcă oile dar la stupi. Nu cioban, să întoarcă oile așa de ham-ham. Să vedem rama asta, că e cam greu. Așa are și miere în partea asta. E destulă miere, deci n-am pus pastă, că nu avea miere. Dar având în vedere că cuibul, că virgulă cuibul merge numai pe vertical când e frig, e normal să fie, că altfel murea tot și rămânea miere aici lângă el. Tot se duceau. Da, are ceva puiet acolo. Nu mult. Dacă era mai puternic, avea mai mult. Dacă era pe 4 rame sau pe 3, nu avea deloc. Asta pentru cultura generală a oierilor, care vor să facă și istupi. Așa stau lucrurile. Vedeți că e uscat. E destul de uscat. Ia uitați-vă. Nu are gram de umezală cu folia pe el. Deci eu fac ce știu. Eu nu îndemn pe nimeni să facă ca mine. Dar se poate spune că se poate și cu folie iarna. Și uitați-vă la fund, că fundul este obturat. Este polistiren. Escrudat pe fund. Diafragme de polistiren. Așa, să vedem și rama asta. Se mai albina și pe diafragmă. Nu pot să o ridic o mână. Să o ia în naiba. E miere multă la capătul ăsta. Da, deci e încărcată. Aici are puiet mai mult pe rama asta. Deci asta e. Așa că bă, ciobanule, tu ăla care ai vorbit și m-ai făcut pe mine ca pe tine, să-ți bagi mințele în cap și să te duci la școală să citești tu cărți de apicultură, numai 10% din câte am citit eu. Și cu asta fiind toate zise, la revedere, să aveți un an bun!